Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să discutăm despre montajul unui sistem tubeless. O să facem o demonstrație, sunt videouri chiar și pe site-ul lor oficial, dar sunt în engleză și am avut destule cerințe să facem și unul în limba română. De aceea am ales să facem acest clip. Acesta este sistemul tubeless. Deci el vine exact așa. Avem sistemul complet. Așa arată. Așa vine ambalat. Care este diferența? Deci, la crossuri, la motoarele de teren, avem nevoie de aderență. De aceea majoritatea merg cu presiune foarte scăzută pe roata din spate și avem nevoie de ceva care să ne permită acest lucru. În mod clasic, la un moped, să spunem, la o motocicletă de stradă cu spițe, avem cauciucul și camera. Acum, camera umflată ține cauciucul pe jantă. La crossuri, la motocicletele de teren, acolo unde avem nevoie de presiune joasă, Desumflând camera, cauciucul nu mai este presat de jantă. De aceea există posibilitatea să plece cauciucul de pe jantă, să se învârtă separat de jantă și atunci ne retează valva de la cameră. Pentru acest lucru s-a inventat rimlock-ul. Rimlock-ul este un dispozitiv care blochează cauciucul de jantă. Cam așa arată un rimlock. Da, este o bucată de este fier pe dinăuntru și apoi are un cauciuc pe el. Așa, acesta vine montat pe jantă și se prinde, camera o să treacă pe aici, pe deasupra lui și acesta așa și blochează cauciucul aici, presându-l de marginea jantei și îl ține ca să nu se învârtă. Acum, aceasta este o metodă mai veche, să spunem. Apoi s-au inventat musurile. Musul este un inel de cauciuc, să-i spunem. Deci este de jur împrejur numai cauciuc pe diverse durități. Dacă există mai moale, mai tare și așa mai departe. Mai nou, s-au inventat tubeless-ul, cum este acesta, sau Nomius. Nomius este tot un sistem asemănător ca și tubeless-ul, sunt ceva mai noi și au, bineînțeles, există avantaje și dezavantaje în oricare din aceste sisteme. În primul rând, sistemele acestea față de sistemul clasic, cameră plus rimlock, sunt mult mai scumpe. Un rimlock este 50-100 de lei maxim, pe când un sistem tubeless începe cam de la 500 de lei. Nomius tot pe acolo. De aceea Miusul este și mai scump. Este undeva mai scump, în jur de 700-800 de lei. De aceea depinde atât de buget, cât și de ce doriți să faceți cu motocicleta dumneavoastră. Pentru fiecare există avantaje și dezavantaje. Acum, după cum se vede și pe ambalaj, ne arată exact cum funcționează. Avem această cameră, care este o cameră de înaltă presiune, până la 100 de PSI. Apoi avem acest cauciuc, care blochează cauciucul nostru de jantă. Așa, și apoi avem acest ventil, prin care se formează o cameră de aer între sistemul tubeless și anvelopa noastră, care poate să fie 0 până la 10 PSI, în funcție de preferințele fiecăruia. Nu este chiar foarte simplu de montat acest sistem, dar nici foarte complicat. Avem instrucțiunile foarte clare aici, pe care o să le discutăm detaliat. Avem, cum spuneam, și videoul lor oficial, unde vă explică ce și cum. Și o să încercăm să facem și noi unul în limba română. Aici avem ce conține acest sistem. O să desfacem să și vedem. Ok, haideți să-l desfacem să vedem exact ce conține. Okay. Deci, avem
banda de izolare ce se pune să nu afecteze spițele camera. Avem o unealtă care ne ajută să introducem mai ușor sistemul și avem setul de sticăre, da, ce se pot pune pe jantă. Așa, aici după cum spuneam, avem instrucțiunile. Da, și haide să ne apucăm de treabă. Înainte de toate, pentru a putea să punem fără a deteriora ceva, trebuie să curățăm interiorul jantei foarte bine. O să folosim o perie de sârmă să curățăm foarte, foarte bine interiorul acestei jante. Ok. Cu ajutorul unei perii curățăm bine janta pe jur împrejur. Și revenim. Ok, am curățat bine de jur împrejur. Un lucru foarte important ce trebuie să țineți cont, janta trebuie să fie fină de jur împrejur. Atât la sistemul tubeless, cât și la cameră sau la orice, trebuie să nu avem porțiuni, uitați cum este aceasta, abrazivă, care vor afecta orice sistem ați spune. Fie el cameră, fie el tubeless, fie el mus, le vor afecta. Există două variante. Ori polizăm să devină fin, ori putem să folosim poxilină sau poxipol. La fel de bine merg ambele și ideea este să rămână fin, ca să nu agățe, să nu uzeze sistemul. Verificați de jur împrejurul jantei, să nu aveți astfel de porțiuni și dacă aveți, să le reparați. Vom face și noi reparația și revenim. Ok, după ce am făcut o fină de jur împrejur, am verificat bine și este totul în regulă, o ștergem bine și trecem la etapa următoare. Ok, acum, pentru sistemul tubeless, după cum ați văzut, avem două valve. Avem nevoie de două găuri. Una dintre ele trebuie să fie de 11 mm și este recomandat ca aceste găuri să fie la 4 spițe una de cealaltă. În cazul în care ați avut rimlock, cum este în cazul nostru, sunt la fix, dar există anumite modele care au în partea opusă. În cazul acela va trebui să astupați acea gaură și să dați altă gaură. În cazul nostru trebuie doar să lărgim o gaură existentă. Deci avem o gaură aici, apoi una, două, trei, patru spițe și apoi a doua gaură. Vom lărgi una dintre ele cu 11 mm. Ok. Apoi curățăm bine de ce a rămas, rotunjim puțin această gaură și putem să începem montajul. Ok, acum următorul pas este această bandă ce vine la sistemul tubeless. Da, aceasta este pentru protecție. Vine pe jantă pentru a proteja camera. Da, este specială de la NewTek. Așa mai vine un dop pentru a stupa dacă aveți o gaură în plus, în cazul în care aveți o gaură la 180 de grade și trebuia stupată. În cazul nostru nu ne folosește, îl punem deoparte. Așa, această bandă trebuie dată pe mijlocul jenții pentru a proteja camera de spițe și de alte deformații ale jantei care pot afecta camera. Deci, această bandă o să o dăm prima oară pe mijloc, apoi, după ce o să venim cu ea pe mijloc, o să urcăm ușor pe un perete, apoi pe celălalt,
Ca să protejăm toată suprafața, rămâne decât acest umăr gol. Așa, haideți să începem. Nu are importanță din ce parte începeți. Și un lucru iarăși foarte important, să nu întindeți banda. Deci mergeți cu ea ușor, exact cum se așează ea, nu trageți de ea să o întindeți. Se subțiază și apoi nu faceți mare lucru. Deci banda o să o punem exact cum este ea. De aceea am spus să și curățăm bine interiorul, ca această bandă să prindă foarte bine și să nu se miște dintr-o parte în alta. Deci venim cu ea așa, pe mijloc, apoi o presăm. Deci o tragem, apoi o lăsăm singură să revină, o presăm bine. Acum, că am ajuns la momentul de unde am plecat, da, o să mergem cu ea ușor într-o parte, deci plecăm cu ea ușor în sus. Cam așa, încât să ajungă pe umărul acesta, să acoperim acest gol de la jantă. Da? Și încercăm să mergem cu ea așa pe toată lungimea, până când ajungem din nou la punctul de întâlnire. Acolo vom trece pe celălalt umăr. Ok, am ajuns de unde am plecat. Da, acum vom trece ușor pe cealaltă parte. Vom încerca să facem o trecere ușoară ca să nu se cuteze. Apoi cu ajutorul unui cutter sau unui cuțit desfacem, eliberăm găurile pentru valve. Ok, după ce am făcut găurile, le-am pregătit. Acum o să ajungem. Trebuie să avem grijă ca fiecare dintre aceste valve să vină exact pe poziție. După cum observați, acum nu vin pe poziție. Da? Deci aceasta este aici, cealaltă nu este în dreptul găurii. Deci trebuie să scoatem camera din rimlock. Așa, o poziționăm exact unde trebuie. Deci, una vine aici, cealaltă este aici. Da? Cam așa.
Da. Cam asta este. Acum haideți să o băgăm la loc. Ok, am băgat-o la loc. Acum vom desface capacul. Așa. Ok, acum o să le băgăm în gaură. Mare atenție aici la cameră, la rim lock, să nu cumva să o ciupiți. Deci camera trebuie să vină după această buză. Are un scob unde trebuie să vină. Deci aici vine rim lock-ul. Aici vine valva. Este puțin deplasată, după cum observați. Deci mai trebuie să o mai învârtim foarte, foarte puțin în dreapta. Ok, acum este perfect. Am uitat să vă spun, piulița aceasta rămâne în interior, deci nu trebuie desfăcută. Apoi o să înfiletăm piulița aceasta mică până la jumătate. Deci nu de tot, doar jumătate. Ok. Am prins acestea, acum trebuie să băgăm pe jantă. Ok, acum aceasta este anvelopa nouă. Vom folosi acest instrument dat de ei. Așa. Și acum vom băga roata, janta în anvelopă, exact așa, cu rim lock-ul în partea de jos. Vom ține apăsat pe da. Și mergem de jur împrejur. Ok, și după cum observați, este foarte ușor cu această unealtă care vine cu tublisul. Cum putem să o îndepărtăm? Și trecem la montat pe cauciuc. Montat cauciucul pe jantă. Acum, pentru a ne fi mai ușor, o să dăm de jur împrejur cu un spray pe bază de silicon. Da. Să ajute să alunece mai ușor. Așa, am dat de jur împrejur. Am dat și pe anvelopă. Ok, o să ne alunece un pic și, chiar și levierul, dar o să ajute să intre mult mai ușor. O să începem așa, din partea opusă din locului. Da. Folosesc și de genunchi ca să pot să țin împins. Aici o să luăm din aproape în aproape, mai jos.
gata. Pe o parte. Facem la fel și pe partea cealaltă. Așa, fix la fel, avem grijă să ținem cauciucul în mijloc, la fel și pe partea cealaltă. Cum spuneam, alunecă și anvelopa, dar intră mult mai ușor. Cum observați, alunecă chiar și la ieșire, dar vom folosi încă un levier. Așa. În mod normal, acum ar fi trebuit ca de jur împrejur să spuneți să folosim apă cu săpun și să lubrifiem bine de jur împrejur chiar înăuntru. Deci de jur împrejur mergeți cu apă cu săpun și dați ca să intre înăuntru și pe o parte și pe cealaltă, ca să fie sigur că totul este lubrifiat. Noi am lubrifiat înainte, am scăpat de acest proces, dar totuși, ca să fim siguri, o să mai dăm un rând și noi, dar cu acest lubrifiant nu o să folosim apă cu săpun. Vă luați un punct de reper ca să fiți siguri că dați peste tot. Chiar dacă dați prea mult, nu vă speriați, nu face nimic rău. Repetăm procesul și pe partea cealaltă.
Ok. Acum vom da cu roata de câteva ori de pământ ca să fim siguri că se duce peste tot înăuntru acest amestec, ori apă cu săpun, ori silicon ce am folosit noi. Ok, în regulă. Acum putem să umflăm. Ok, acum vom umfla camera la 100-110 PSI. Asta înseamnă peste 7 bari. Deci avem 7 bari. Da, este în regulă. Acum o să umflăm și partea de cauciuc. Aceasta o să o punem undeva la 0,. Am făcut proba, ține, acum o să o lăsăm undeva la 0,3, cam așa. Este în regulă. Acum putem să punem și căpăcelele. Deci roșu la cea de la cameră. Da, piulița o strângem contra căpăcelului. Și albastru. Se pare că l-am pierdut. Da. Ok. Albastru la rimlock. Apoi strângem piulița de jantă. Ok, suficient. Gata. Și cam asta ar fi. Acum avem ceva presiune în el, îl putem lăsa chiar și pe 0. Când vrem să desumflăm, avem aici căpăcelul albastru și eliberăm presiune și îl aducem la cât dorim. Facem și o probă pe 0, cam ce înseamnă. Cam asta ar fi. Uitați. Este 0,0. Deci să simte și cauciucul. Da, cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest video. Sper că este o metodă care vă ajută. Dacă aveți ceva întrebări, dacă aveți ceva sugestii, dacă știți o metodă mai ușoară, mai bună de a instala tublisul, vă așteptăm în secțiunea de comentarii. Nu uitați like și abonare la canalul nostru. Vă mulțumim!